Salutare, o să încercăm în clipul de azi să rezolvăm subiectul 2 din 2023. Prima întrebare, 13, zice așa: Luca Viorel, Titus, Alex, Boris și Sorin sunt așezați la o masă rotundă cu 6 scaune distribuite uniform cu fața către masă. Și avem niște condiții. Titus stă față în față cu Alex. Ok, avem masa rotundă și avem Titus care stă față în față cu Alex. Apoi, Luca stă față în față cu Viorel. Deci o să fie Luca față în față cu Viorel. Bun. Alex stă lângă Boris. Deci o să avem Boris sau Boris. Deci Alex stă lângă Boris în dreapta lui. Adică Boris o să fie în stânga lui Alex. Ok. Cine stă în stânga lui Titus? Este întrebarea. Și haideți să vedem dacă Titus stă față în față cu Alex și Luca stă față în față cu Viorel, rămâne Boris și Sorin. Deci în opoziție cu Boris o să stea Sorin. Bun. Ne întreabă cine stă în stânga lui Titus. Titus stă cu fața la masă, adică aici o să fie dreapta lui Titus și aici o să fie stânga lui Titus, iar în stânga lui Titus este Sorin. Deci răspunsul la 13 este C. Haideți să și verificăm. La 13 avem răspuns C. Mergem mai departe la 14, avem așa. În finala unui turneu de fotbal au concurat 4 echipe, fiecare fiind identificată prin culoarea echipamentului și avem negru, alb, o să notăm, negru, alb, auriu și portocaliu. Bun. Mascota echipei este leu, tigru, delfin și crocodil. Deocamdată nu notăm. Știm că două echipe nu au ocupat aceeași poziție. Echipamentul leilor era alb. Aici o să punem lei. Deci echipamentul leilor este alb. Bun. Delfinii s-au clasat imediat după lei. Deci, dacă am alb cu lei, imediat după lei o să am delfin. Ok. Delfinii s-au clasat imediat după lei, am notat. Apoi, echipa în alb a terminat înaintea echipei în portocaliu. Deci, undeva după alb avem portocaliu. Nu o să pun la delfin pentru că nu zice imediat după alb. Bun. Deci echipa în alb a terminat înaintea echipei în portocaliu. Bun. Tigrii purtau auriu. Ne oprim aici. Tigrii purtau auriu. O să notăm tigrii la auriu. Bun. Și s-au clasat undeva după delfin. Deci tigrii s-au clasat după delfini și purtau auriu. Ok. Crocodilii nu purtau negru. Dacă crocodilii nu purtau negru, deci avem lei și tigrii cu alb și auriu. Bun, a rămas delfin, crocodil, negru și portocaliu. Dacă crocodilii nu purtau negru, deci crocodilii nu purtau negru, înseamnă că ei aveau portocaliu. Deci avem la portocaliu crocodil, ceea ce înseamnă că negru o să rămână
delfin. Deci a rămas doar negru și delfin. Bun. Deci avem avem așa. Alb sunt leii, imediat după ei termină delfinii, care sunt cu negru. Bun. Deci delfinii s-au clasat imediat după lei. Echipa în alb a terminat înainte, echipa în portocaliu. Bun. Tigrii purtau auriu și s-au clasat după delfini. Undeva după delfini și crocodilii nu purtau negru, ceea ce înseamnă că delfinii purtau negru și crocodilii au rămas cu portocaliu. Ok. Ce nu știm este dacă portocaliu este pe poziția 3 sau pe poziția 4, la fel tigrii cu auriu dacă sunt pe poziția 3 sau 4. Deci ordinea este alb-negru și poate să fie portocaliu-auriu sau auriu-portocaliu. Ok, haideți să vedem ce întrebări avem. Echipa delfinilor purta portocaliu, delfinii purtau negru, după cum se vede, deci au nu poate fi. Echipa crocodililor a terminat pe locul 3. Crocodilii au putut termina pe 3, dar și pe 4, deci nu putem, nu poate fi adevărată, nu trebuie să fie adevărată. Echipa în portocaliu a terminat pe locul 2, nici într-un caz, pe 3 sau 4. Echipa în negru a terminat înainte echipei în portocaliu. Negru a terminat înainte de portocaliu. Ori cum ar fi terminat portocaliu, negru e înaintea ei. Și echipa tigrilor a terminat pe locul 3. Tigrii au terminat pe 3 sau pe 4. Deci, singurul răspuns care trebuie să fie adevărat din ce ne-au dat ei este D-ul. Și haideți să verificăm la 14 D. Mergem la 15. Avem 5 candidați a unui concurs pe un post. Mara, Olga, Petre, Tudor și Sandu, care își prezintă proiectul având alocat unul din cele 5 intervale de timp consecutive. Ordinea candidaților trebuie să respecte următoarele condiții. Dacă Sandu prezintă primul, deci dacă Sandu prezintă primul, haideți să scriu, Sandu prezintă primul, Mara prezintă ultima. Mara prezintă ultima, sunt 5, adică Mara este a 5-a. Apoi, dacă Mara prezintă a doua, atunci Tudor va prezenta primul. Mara nu poate prezenta prima. Mara nu poate fi prima. Bun. Petre va prezenta imediat după Olga. Deci avem Olga. Imediat după Olga avem Petre. Petre va prezenta imediat după Olga. În baza informațiilor oferite putem afirma că Olga își poate prezenta proiectul în oricare dintre cele 5 intervale cu excepția. Și haideți să vedem. Primului, celui de-al doilea, haideți să vedem, înainte să citim întrebările, unde nu poate prezenta Olga. Dacă Olga este înaintea lui Petre, Olga nu poate fi pe locul 5, pentru că Petre ar însemna să fie pe 6 și atunci nu avem 6 locuri, doar 5 locuri. Deci Olga nu poate fi pe locul 5 din condiția aceasta. Haideți să vedem dacă avem acest răspuns, să nu ne mai chinim. Primul, al doilea, al patrulea, al cincilea sau al treilea, e clar, Olga nu poate fi în intervalul al cincilea, adică condițiile acestea nu ne mai folosesc. Și haideți să vedem dacă putem judeca în felul acesta la 15D. 15, răspunsul corect este D. 16. Avem 5 studenți care sunt invitați să intre într-o sală de examen. Se știe că Ioan intră după Anton. Avem
Anton și avem Ioan, o să scriu mai sus, după Anton undeva. Bun. Ioan intră după Anton. Ok. Apoi, Barbu intră înainte de Ioan. Barbu intră înainte de Ioan, deci intră undeva aici. Dar după Victor. Deci Barbu intră înainte de Ioan, dar după Victor. Nu ni se spune dacă Victor este după Anton sau Victor este înaintea lui Anton. Ideea este că Barbu este după Victor. Bun. Deci Barbu intră înainte de Ioan, dar după Victor. Deci încă o dată. Barbu intră înainte de Ioan, dar după Victor. Bun. Și 3. Zamfir intră după Victor. Zamfir intră după Victor, dar înaintea lui Anton. E clar că Victor nu mai este aici. Da? Deci după Victor, dar înaintea lui Anton. Deci am avea Victor. Pardon, aici este, am scris rău. Este Zamfir. Ok. Deci avem Victor, apoi avem Zamfir, apoi avem Anton, apoi avem Barbu, apoi avem Ioan. Și haideți să mai verificăm. Ioan intră după Anton. Ioan intră după Anton. Da. Barbu intră înainte de Ioan. Barbu intră înainte de Ioan, dar după Victor. Da. Ok. Apoi, Zamfir intră după Victor, e după Victor Zamfir și înaintea lui Anton. Bun. Ok. Respectă condițiile. Cine ar putea intra al doilea în sală? Barbu sau Zamfir, doar Zamfir, doar Ioan, Anton sau Ioan, doar Barbu. Cine ar putea intra al doilea? Bun. Zamfir foarte clar. Deci am avea B1, dar haideți să vedem. Ne întreabă și de Barbu. Barbu zice că intră înainte de Ioan, dar după Victor. Deci intră după Victor. Înseamnă că între Barbu și Anton nu știm ordinea exactă, ceea ce înseamnă că aici poate fi și Barbu. Adică, haideți să mai scriem o dată ordinea. În care să avem Victor, Barbu, Zamfir, Anton și Ioan. Ioan intră după Anton. Ioan intră după Anton, da. Barbu intră înainte de Ioan. Barbu intră înainte de Ioan, dar după Victor, da. Zamfir intră după Victor, Zamfir intră după Victor, dar înainte de Anton. Ok.
Deci, și în situația în care Zamfir este al doilea, și în situația în care Zamfir este al treilea, adică Barbu este al doilea, sunt respectate condițiile, ceea ce înseamnă că și Barbu și Zamfir pot să intre în a doua poziție în sală. Nu este precizat clar care dintre ei. Deci răspunsul corect la 16 ar fi A. 16A. Bun. 17. O editură va livra o publicație pentru 5 biblioteci în următoarele 5 zile. Editura livrează o singură carte pe zi, iar fiecare bibliotecă poate primi o singură carte. Ok, și trebuie să respectăm niște reguli. Biblioteca A primește livrarea fie prima, fie în ultima zi. Adică A este 1 sau 5. Apoi, biblioteca E primește livrarea după biblioteca D. Avem biblioteca D și E. 3. Dacă biblioteca B primește în ziua 2, biblioteca E va primi în ziua 4 și biblioteca E nu primește livrarea ultima. E nu poate să fie 5. Bun. Care dintre următoarele ar putea reprezenta ordinea livrărilor? Și haideți să vedem ce putem elimina. Prima dată eliminăm E-ul cu 5, adică varianta D. E-ul este a 5-a, ea nu poate fi. Bun. Haideți să vedem A-ul. A-ul trebuie să fie prima sau a 5-a. La A nu avem A în poziția 1 sau 5. La B avem A5, la C avem A1, la E avem A5. Bun. Deci am pus condiția aceasta și aceasta. Apoi, dacă B este 2, adică în ziua a doua, E în ziua a patra, dacă B este în ziua a doua, aici avem B ziua a doua, în ziua a patra ar trebui să avem E, noi avem C. Deci nici această variantă nu este corectă, pentru că ar încălca această condiție. Bun, și ne-a mai rămas D-ul trebuie să fie înaintea lui E. Haideți să vedem. D-ul trebuie să fie înaintea lui E. Aici D-ul e ultimul, pardon, e după E. Deci nici C-ul nu poate fi. Și ne rămâne singura care respectă condițiile, adică A este 1 sau 5, deci A este 5, respectă, D-ul trebuie să fie după E, pardon, D-ul este înaintea lui E, avem, deci respectă, dacă B2 nu este cazul B2, deci nu poate să o încalce, și E nu este pe locul 5, E este pe locul 4, deci sunt respectate toate condițiile. Deci la 17 răspunsul ar fi E. 17 avem răspunsul E. Mergem la 18. Avem așa. În finala campionatului interuniversitar, la o probă pe echipe participă și avem UBB, UO și UVT. Avem 3 universități. Și avem componența echipelor, Maria, Nadia, Olga, Paula, Stella și Tea. Știm că Stella face parte din echipa U. Notăm aici Stella. Ok, și haideți să o și ștergem pe Stella din echipă. Apoi, Tea a terminat pe locul 2. Avem locul 1, locul 2 și locul 3. Tea a terminat pe locul 2. Apoi, Maria și Paula nu sunt în aceeași echipă. Bun. Maria nu este în echipă cu Paula. Ok. Echipa Paula a terminat înaintea echipei Nadiei. Ok. Dacă Paula termină înainte de Nadia,
trebuie să avem așa. O variantă ar fi Paula și Nadia. Sau am mai putea avea o variantă în care Paula este pe primul loc și Nadia pe al doilea. Deci, astea sunt variantele în care Paula termină înaintea Nadiei. Mă rog, poate să fie Paula aici pe 1 și Nadia pe 3, dar haideți să notăm și Paula termină înaintea Nadiei. Bun. Echipa UO a terminat în fața echipei UVT. Deci avem ca echipe sau varianta UO în fața UVT sau avem UO în fața echipei UVT. Bun. Dacă Paula joacă pentru UVT, da? Dacă Paula joacă pentru UVT, care din următoarele afirmații poate fi adevărată? Ok. Și haideți să vedem. Dacă Paula joacă pentru UVT, înseamnă că UVT nu poate să fie pe locul 1. Deci Paula, da? Echipa UO a terminat înaintea echipei UVT. Ceea ce înseamnă că UVT nu poate fi pe locul 1. Ok, deci Paula nu poate să fie în poziția 1. Paula poate să fie în poziția 2, pentru că în poziția 3, dacă ar fi în poziția 3, numai puțin, da, poate fi pe, nu poate fi pe 3, pentru că Nadia trebuie să fie pe 4, ceea ce nu este. Deci, Paula poate să fie doar în poziția 2. Dacă Paula este doar în poziția 2, Nadia termină după ea în poziția 3. Deci, putem șterge. Bun. Dacă Paula este în poziția 2 și joacă pentru UVT, da? Ea este cu Tea, care a terminat pe poziția 2. Știm că Tea termină pe poziția 2, avem condiție. Tea a terminat pe locul 2. Deci pe locul 2 o să fie UVT cu Tea și cu Paula. Bun. Nadia termină pe locul 3. Paula termină înaintea Nadiei. Deci Paula termină înaintea echipei Nadiei. Ceea ce înseamnă că Nadia este pe 3. Bun, și haideți să vedem. Echipa UO a terminat înaintea echipei UVT, adică UO este pe locul 1. Și știm că Stella joacă la UO, deci aici avem Stella. Ok, Stella avem, Tea avem, Paula avem și Nadia avem. Rămâne Maria și Olga, care nu sunt distribuite. Deci aici putem avea, haideți să, putem avea Maria sau Olga, la fel aici putem avea Maria sau Olga. Ok? Bun. Și haideți să vedem care dintre afirmații poate fi adevărată. Aici e clar, avem un BB rămas. Olga este în echipa plasată pe primul loc. Olga poate fi în echipa plasată pe primul loc? Da, poate fi. Deci AU poate fi adevărat. Mergem mai departe. Paula este în echipa plasată pe primul loc. Paula este pe locul 2. Deci nu poate fi adevărată
varianta B. Maria este în echipa plasată pe locul 2. Pe locul 2, iar avem Tea și Paula. Deci Maria nu poate fi pe 2. Nadia este în echipa plasată pe locul 2. Nadia este aici la 3, deci nu poate fi pe locul 2. Și Stella este în echipa plasată pe locul 2. Stella este clar pe poziția 1. Deci singura variantă care poate fi corectă este varianta A. La 18, ea poate fi adevărată, verificăm, la 18 avem A. Mergem mai departe la 19. Raul, Paul, Ionel și Sandu sunt 4 atleți care au participat la o competiție de sărituri în înălțime. Știm următoarele. Raul a sărit mai sus decât Ionel. Avem Raul, care sare mai sus decât Ionel. Bun. Sandu nu a ajuns numai puțin, 1, 2, 3, 4. Haideți să punem... Ok. Sandu nu a ajuns la înălțimea sărită de Raul. Deci Sandu nu a ajuns la Raul, Sandu a putut să ajungă aici sau aici. Da? Deci nu a ajuns la Raul. Dacă a ajuns sau nu la Ionel, nu știm. Ok. Bazându-vă doar pe informațiile de mai sus, care dintre următoarele afirmații este o concluzie validă? Dacă Paul a terminat pe locul 2, Ionel a terminat pe locul 3, nu putem trage concluzia asta. Ionel poate fi pe 2, poate fi pe 3, dar nu putem trage concluzia că este pe locul 3. B. Ionel și Sandu au sărit la aceeași înălțime. În acest caz, da. Dar dacă Sandu nu a ajuns la Raul, dar nu a ajuns nici la Ionel, nu ni se precizează legătura dintre Sandu și Ionel, în acest caz nu sunt la aceeași înălțime. Deci nu poate fi valid nici B-ul. Dacă Paul a terminat pe locul 2, Raul a câștigat. Dacă Paul a terminat pe locul 2, da, singurul care a ajuns mai sus este Raul, deci C-ul ar fi ok. D. Raul a câștigat concursul. Raul a câștigat concursul doar dacă Paul este pe locul 2. Noi neștiind unde este Paul, din condiții, Paul poate să fie peste Raul. Deci dacă nu avem informația că Paul este pe locul 2, nu știm că Raul a câștigat concursul. Și Paul a sărit mai sus decât Ionel. Dacă nu ni se spune nimic despre Paul, nu știm dacă a sărit mai sus decât Ionel sau mai jos. Deci nici E-ul nu poate fi adevărat. Doar C-ul la 19. Bun. Și mai avem... Mai avem două. La 20. Aeroportul Avramyanko are 4 zboruri pe zi spre Iran. Bun. Piloți și copiloți. ABCD sunt piloți. RSTU copiloți. Și fiecare zboară o dată pe zi. Trebuie să respectăm următoarele reguli. Zborul lui A decolează înaintea lui B. Deci avem așa. A este înaintea lui B. Iar între A și B mai este cel puțin un zbor. Deci mai avem cel puțin un zbor. Dacă nu mai multe. Ce zboară al doilea? Deci dacă avem 4 zboruri pe zi și ce zboară al doilea, ca A să zboare înaintea lui B, A trebuie neapărat să fie pe primul loc, pentru că dacă am avea A și B, A ar fi înaintea lui B, dar nu ar mai exista un zbor între. Deci trebuie să avem neapărat A pe primul loc și B poate fi pe 3 sau pe 4. Haideți să vedem
să vedem dacă în condiții ne mai spune ceva. Deci, ce zboară al doilea? Am pus de zboară împreună cu U. De zboară împreună cu U. Bun. Dacă D zboară înaintea lui B, deci dacă D zboară înaintea lui B, e singura așezare posibilă. Aici avem U, că D zboară cu U. Care dintre următoarele afirmații poate fi falsă? Care poate fi falsă? Să vedem. B zboară ultimul. Este adevărat. Deci nu este falsă. S zboară înaintea lui U. Nu știm nimic despre S. Deocamdată lăsăm liber. Nu avem nicio condiție, nicio regulă despre S. D zboară înainte de B. D zboară înainte de B este adevărat, deci nu poate fi fals. A zboară înaintea lui U. U zboară împreună cu D al treilea, deci A zboară înaintea lui U este adevărat, deci nu poate fi fals. Și U zboară al treilea. Da, U zboară al treilea. Adevărat, deci nu poate fi fals. Singura care poate fi falsă, despre care nu știm nimic, este B-ul. Să verificăm, la 20 avem B. Bun, și mai avem 21. 6 companii vor deschide câte un magazin într-un complex. Lojele disponibile sunt situate la etajele 1-6, câte una la fiecare etaj. Fiecare companie poate ocupa o singură lojă. Companiile își aleg lojele în funcție de următoarele reguli. HP va ocupa o lojă situată imediat deasupra. Deci avem gen 7 și HP avem imediat deasupra. Ok. Loja ocupată de Lee este situată la un etaj inferior celei ocupate de Guess. Deci avem și imediat avem sub ea Liu. Bun. HP nu va ocupa loja situată la etajele 5 sau 6. Deci avem etajul 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da? HP nu poate fi la 5 și la 6. Bun. Gen 7 sau gen 7 trebuie să se situeze imediat deasupra lojei ocupate de către Fila. Deci aici avem Fila. Deasupra imediat avem bun. Dacă Fila ocupă o lojă situată imediat deasupra celei ocupate de către Lee, dacă Fila ocupă o lojă situată imediat deasupra, adică avem Lee imediat sub Fila, și haideți să vedem încă o dată Guess cu... Deci Lee este situată la un etaj inferior. Cele ocupate de Guess. Bun. Deci Guess este deasupra de Lee, dar nu imediat. Ok. O să punem undeva deasupra aici... așa. Bun. Ok. Deci dacă Fila ocupă o lojă situată imediat deasupra cele ocupate de Lee, care dintre următoarele afirmații ar putea fi adevărată? Ok, haideți să vedem. Deci, HP are sub ea încă 3. HP nu poate fi 5 și 6. Așa zice, stați mai totodată. Deci HP nu poate fi la 5 și la 6. Înseamnă că dacă avem HP aici și
Bun. HP trebuie să fie la 4, că dacă HP ar fi la 3, n-ar mai încăpea Liu. Acestea sunt clar una sub alta. Problema este Gesu. Gesu poate fi la 6 sau la 5. Nu știm exact. Știm că este deasupra de Li. Bun. Și haideți să vedem ce răspunsuri avem și dacă putem găsi răspunsul corect. Gen 7 ocupă loja situată la etajul 2. Nu. Li ocupă loja situată la 2. Nu. MCM-ul ocupă loja situată la 5. Am uitat complet de MCM, dar o să notăm acum. Despre MCM nu ne spune nimic la condiții, adică poate să fie aici sau aici. Ori pe 5, ori pe 6. Pentru că nu știm nimic despre ea și trebuie să ocupe ori poziția 5, ori poziția 6. Da, poate fi la 5. Poate fi la 5. Fila ocupă loja situată la etajul 3. Fila este la 2, deci nu. Și HP-ul ocupă loja de la 3, nu, este la 4. Deci, C-ul este singura variantă care poate fi adevărată. Haideți să ne verificăm. 21C. Am răspuns cu C. Da. Mergem la 22. Avem 6 atlete. Anda, Bianca, Cristina, Eliza, Florina și Gabi, care vor alerga într-o cursă de 100 de metri pe una dintre pistele de la 1 la 6. Bun. Doi alergători nu pot alerga pe aceeași pistă. Plasarea alergătorilor trebuie să respecte următoarele condiții. Și haideți să vedem. Cristina aleargă pe o pistă cu un număr mai mare decât Bianca. Haideți să le punem tot așa. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Bun. Deci Cristina trebuie să fie deasupra de Bianca, un număr mai mare. Bun. Florina leargă fie pe pista 6, fie pe prima pistă. Deci aici avem Florina sau aici. Bun. Anda nu aleargă nici pe pista 1, nici pe pista 5. Ok, deci nu putem avea Anda nici pe 1, nici pe 5. Deocamdată lăsăm nemarcată condiția. Gabi aleargă pe pista cu un număr cu 2 mai mare decât Eliza. Deci cu 2 mai mare decât Eliza. Bun. Adică dacă avem Eliza pe 1, trebuie să avem Gabi pe 3. Și tot așa, dacă avem Eliza pe 2, avem Gabi pe 4. Bun. Haideți să vedem care dintre următoarele liste ar putea reprezenta în mod corect ordinea alergătoarelor. Bun, păi haideți să vedem. Florina trebuie să fie sau pe 1 sau pe 6. La A este pe 1, la B pe 6, C pe 6, D pe 6, la E nu este nici pe 1, nici pe 6, deci E pică. Ok, apoi Cristina trebuie să fie, încă o dată, Cristina aleargă pe o pistă cu un număr mai mare. Deci trebuie să avem Bianca și imediat după Bianca trebuie să avem Cristina. Bun. Singura în care avem Cristina și Bianca imediat după este aici. Pardon,
trebuie să avem Bianca și Cristina, adică bun. În rest avem Cristina, Bianca și aici avem Bianca, Cristina cu spațiu între ele. Bun. Și aici la fel. Deci singura care respectă această condiție ar fi Deu. Bun, haideți să vedem dacă între Eliza și Gabi e diferență de 2. Între Eliza și Gabi trebuie să fie diferență de 2. Eliza e pe 1 și Gabi e pe 3. Și Anda, haideți să vedem Anda. Am zis că nu marcăm, așa, Anda nu aleargă nici pe 1, nici pe 5. Anda este pe 2. Deci sunt respectate toate condițiile. Bun. Aici Anda este pe 5, deci aul nu poate fi. Aici între Eliza și Gabi, la fel, e diferență de 2, nu de 1. Bun, deci singurul răspuns care poate fi corect la 22 este D-ul. 22D. Ok. Și în acest fel s-ar fi putut rezolva subiectul din 2023. Succes!